Salutare și bine v-am găsit la o nouă lecție. Vom rezolva în continuare ecuații exponențiale pe care le veți regăsi în variantele pentru pregătirea examenului pentru BAC. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. Haideți să vedem cum rezolvăm aceste ecuații cât mai simplu. Avem primul exemplu. 2 la puterea x plus 3 egal cu 16 la puterea x. Pentru a rezolva o asemenea ecuație exponențială, observăm că în partea stângă avem baza 2, iar în partea dreaptă avem baza 16. Iar ideea este să le aducem la aceeași bază, adică pe 16 să-l scriem ca bază de 2. Cum facem acest lucru? Noi știm că 16 îl vom putea scrie ca 2 la puterea 4. Pentru că dacă îl descompunem pe 16, îl împărțim la 2, ne dă 8. Îl împărțim la 2, ne dă 4, care se împarte din nou cu 2, ne va da 2 și 2 la 2. Și am obținut 2 la puterea 4. Iar atunci noi vom putea scrie că 2 la puterea x plus 3 va fi egal cu, în loc de 16 vom pune 2 la 4, totul la puterea x. În partea stângă lăsăm la fel, 2 la puterea x plus 3 și va fi egal cu 2 la puterea 4, totul la puterea x, vom putea scrie 2 la puterea 4x, pentru că puterile se înmulțesc în cazul acesta. Deci între 4 și x am făcut operația de înmulțire. Iar acum am ajuns la aceeași bază, ceea ce ne și doream. Deci avem aceeași bază și în partea stângă și în partea dreaptă, iar de aici vom egala puterile. Deci de aici rezultă că x plus 3 va fi egal cu 4x. Și vom rezolva, avem o ecuație de gradul 1, ce e cu x în partea stângă, adică x minus 4x, da? Pe 4x îl trecem în partea stângă cu semnul minus și pe 3x îl trecem în partea dreaptă cu semnul minus, cu semn opus. Va fi egal cu minus 3. Deci noi vom obține minus 3 egal cu minus 3, adică x egal cu 1. Deci soluția ecuației noastre va fi x egal cu 1. Haideți să vedem un alt exemplu regăsit în variantele propuse pentru pregătirea examenului de BAC. 3 la puterea 2x minus 1 egal cu 81. Acum vedem că în partea stângă avem baza 3, iar în partea dreaptă avem 81. Pe 81 îl vom putea scrie ca 3 la puterea 4. De ce 3 la 4? Pentru că 81 este egal cu 9 ori 9. 81 îl putem scrie ca 3 la 2 ori 3 la 2. Iar apoi adunăm puterile având aceeași bază, adică 3 la 4. Deci noi vom putea scrie 3 la puterea 2x minus 1 egal cu, în loc de 81, punem 3 la puterea 4. Și atunci vom putea egala puterile. Adică 2 la x minus 1 egal cu 4. Deci din nou ecuație de gradul 1, 2 la x va fi egal cu 4 și plus 1. Deci doar pe 1 l-am trecut în partea dreaptă cu semn schimbat. Și vom avea 2 la x egal cu 5, deci x va fi egal cu 5 supra 2. Deci soluția noastră finală va fi 5 supra 2. În alt exemplu, avem 2 la puterea x la 2 plus 3x egal cu 16. Din nou, avem baze diferite, 2 și 16. Pe 16 îl vom putea scrie ca 2 la puterea 4. Și atunci vom avea 2 la puterea x la 2 plus 3x va fi egal cu 2 la puterea 4. Având aceeași bază, acum putem egala puterile. Și vom obține x la 2 plus 3x egal cu 4. Observăm că avem x la 2, deci vom avea o ecuație de gradul 2. Deci va trebui să-l trecem și pe 4 în partea stângă și avem 2 la x plus 3 la x minus 4
egal cu 0. Iar acum va trebui să stabilim coeficienții. A este 1, B este 3, iar C va fi minus 4. Da? Iar acum vom putea rezolva delta. Delta fiind B la 2 minus 4 AC. Adică 3 la puterea 2 minus 4 ori 1 ori minus 4. Vom avea 9 plus 16, care ne va da 25. Am obținut delta ca fiind 25, iar acum x1, x2, care este minus b plus sau minus radical din delta supra 2 ori a. Adică minus 3 plus sau minus radical din 25 supra 2 ori 1. Vom putea scrie minus 3 plus sau minus 5, pentru că radical din 25 ne dă 5, supra 2. Iar acum vom face x1 și x2. X1 luăm minus 3 plus 5 supra 2, care va fi 2 supra 2, deci ne dă 1. Iar apoi minus 3 minus 5 supra 2, care va fi minus 8 supra 2, deci ne va da minus 4. Și am obținut cele două soluții. Deci dacă îl înlocuim pe minus 4, haideți să efectuăm și proba. Deci verificăm. Verificare, da? Deci noi avem ecuația 2 la x la 2 plus 3x egal cu 16, da? Și am obținut prima dată pe x egal cu 1. Deci vom avea, pentru x egal cu 1, vom avea 2 la puterea 1 la 2 plus 3 ori 1. Va fi egal cu 2 la puterea 1 plus 3, 4. Deci egal cu 16, s-a verificat. Și pentru x egal cu minus 4, vom avea 2 la puterea minus 4 la 2 plus 3 ori minus 4, deci va fi egal cu 2 la puterea 16 minus 12, am obținut din nou 2 la 4, care este 16. Deci ambele soluții sunt bune, deci soluția este minus 4 și 1. Haideți să vedem un alt exemplu. De exemplu, dacă avem 1 supra 3 la puterea x minus 1 egal cu radical din 3. Deci aici ar trebui să știm două lucruri. Deci dacă avem, deci va trebui să trecem la aceeași bază. Aceeași bază va trebui să fie 3. Deci dacă avem 1 supra 3, vom putea scrie ca 3 la minus 1. Da? Deci transformăm din fracție în număr. Da? Din 1 pe 3 la 3 la minus 1. Și mai trebuie să știm că radical din 3 îl vom putea scrie ca 3 la puterea 1 supra 2. Și atunci vom avea 3 la puterea minus 1 pe lângă x minus 1 egal cu, în loc de radical din 3, vom pune 3 la puterea 1 supra 2. Deci așa am transformat și partea stângă și partea dreaptă în bază de 3. Și vom avea 3, aici mulțim pe minus 1 cu x minus 1. Și vom avea minus x plus 1 egal cu 3 la puterea 1 pe 2. Și observăm că avem aceeași bază, 3 și 3. Vom egala puterile. Minus x plus 1 egal cu 1 pe 2. Ecuație de gradul 1, pe x să lăsăm în, pe minus x să lăsăm în stânga și vom avea 1 pe 2 minus 1. Pe 1 îl trecem cu semn schimbat. Minus x va fi egal cu minus 1 pe 2, deci x va fi egal cu 1 pe 2. Și am obținut soluția ca fiind 1 supra 2. Haideți să mergem mai departe. Deci dacă avem o ecuație exponențială de forma 2 la x plus 2 la x plus 3 egal cu 36. Ce putem face aici este să ne uităm la termenul 2 la x plus 3, pe care 2 la x plus 3 îl vom putea despărți în doi termeni. Adică 2 la x ori 2 la 3. Aceeași bază, puterile se adună. Și atunci noi vom putea scrie 2 la x plus, deci în loc de 2 la x plus 3, vom putea scrie 2 la x ori 2 la puterea 3, egal cu 36. Iar acum, pe 2 la x, observăm că putem să-l dăm factor comun. Și vom avea 2 la x pe lângă.
din primul termen am împărțit 2 la x la 2 la x și ne-a rămas 1 și plus din al doilea termen, dacă l-am luat pe 2 la x, ne-a rămas 2 la 3-a. Egal cu 36. De aici va rezulta 2 la x ori, în paranteză facem calculele, 1 plus 8, adică 9, egal cu 36. De aici rezultă că 2 la x va fi 36 pe 9. Pentru că avem ori 9, în partea dreaptă când va trece 9, va trece cu împărțire. Sau invers, 1 pe 9. Deci de aici rezultă 2 la x egal cu 36 împărțit la 9 este 4. Trebuie să facem aceeași bază, ca în partea stângă. Adică 2 la x egal cu, în loc de 4, vom scrie 2 la 2. Iar de aici rezultă că x va fi egal cu 2. De soluția noastră este 2. Deci dacă avem o ecuație de formă 2 la puterea x minus 1 de data aceasta plus 2 la x egal cu 12. Haideți să vedem cum îl scriem pe 2 la x minus 1. Va trebui să-l despărțim de data asta. Și vom scrie 2 la x ori 2 la minus 1. Da? Pentru că, din nou, avem aceeași bază, puterile se adună sau se scad. Se scad la împărțire. Aici, pentru că avem x minus 1, vom avea x la puterea 2 la puterea x plus minus 1. Deci ar veni 2 la puterea x minus 1. Și vom scrie 2 la puterea x ori 2 la minus 1 îl vom putea scrie ca 1 pe 2. Haideți să scriem acum în ecuația noastră. Deci am zis că îl despărțim 2 la x ori 2 la minus 1 plus 2 la x egal cu 12. Din nou observăm că putem să-l dăm pe 2 la x factor comun. Și vom avea, va rămâne 2 la minus 1, care am zis că este 1 supra 2. Și apoi, din al doilea termen, împărțim pe 2 la x la 2 la x și mai rămâne 1, egal cu 12. Iar acum, va trebui să aducem la același numitor în paranteză și vom avea 2 la x ori 1 plus 2 va fi 3 supra 2, egal cu 12. Iar acum, fracția va trece în partea stângă ca 12 ori 2 supra 3. Deci am trecut fracția invers. Simplificăm 12 cu 3, sus rămâne 4 și jos 1. Și vom avea 2 la x egal cu 4 ori 2, 8. De aici rezultă că 2 la x va fi, deci pe 8, va trebui să-l scriem tot ca bază de 2. Asta înseamnă 2 la a treia. Deci rezultă că x va fi egal cu 3. De soluția noastră va fi 3. Dacă avem o ecuație de formă 4 la puterea x minus 3 ori 2 la x plus 2 egal cu 0. Haideți să ne uităm la termenii cu x. Avem 4 la x și 2 la x. Deci pe 4 la x îl vom putea scrie ca bază de 2, adică 2 la 2, totul la puterea x. Și continuăm. Minus 3 ori 2 la x și apoi plus 2 egal cu 0. Și vom avea 2 la puterea 2x, pentru că înmulțim, minus 3 ori 2 la x plus 2 egal cu 0. Și acum observăm că noi vom putea să notăm, vom face un artificiu de calcul, notăm pe 2 la x cu t. Și unde avem 2 la 2x, vom putea scrie t la puterea a doua. Deci atenție, vom avea t la a doua minus 3 ori t și plus 2. Egal cu 0. Și ce am obținut? Am obținut o ecuație de gradul 2 în T. Haideți să scriem coeficienții. A este 1, B este minus 3 și C este 2. Vom face delta. B la a doua minus 4 AC. Adică minus 3
la 2 minus 4 ori 1 ori 2. Asta va însemna 9 minus 8, adică 1. Acum vom afla T1, 2, care este minus B plus sau minus radical din delta supra 2A. Minus B va fi minus minus 3 plus sau minus radical din 1 supra 2 ori 1. Minus cu minus va face plus, adică 3 plus sau minus 1 supra 2. Deci de aici va rezulta T1, care va fi 3 plus 1 supra 2, adică 4 supra 2 egal cu 2, și T2 va fi 3 minus 1 supra 2, adică 2 supra 2, care este 1. Dar nu ne oprim aici, pentru că noi acum ne vom întoarce la notația noastră, adică la 2x egal cu T. Cu T-urile noastre obținute, am obținut odată 2 și 1. Deci pentru că am notat 2 la x egal cu t, de aici rezultă că 2 la x va fi egal prima dată cu 2. De aici rezultă că x va fi egal cu 1, da? Pentru că 2 va avea puterea 1, 2 la 1 este 2. Și 2 la x egal cu 1, asta rezultă că x va fi egal cu 0. De ce? Pentru că vom putea scrie 2 la x egal cu 2 la puterea 0, pentru că 1 este 2 la 0. Și de aici rezultă că x egal cu 0. Și ca soluție finală vom avea 0 și 1. Deci soluția finală este x-ul, nu t. Iar acum, un alt exemplu. 2 la x minus 14 ori 2 la minus x egal cu minus 5. Din nou observăm că avem 2 la x și 2 la minus x. Și 2 la minus x înseamnă 1 supra 2 la puterea x. Și vom avea, scriem 2 la x minus 14 ori 2 la puterea x, îl scriem ca 1 supra 2 la x și egal cu minus 5. Și ce facem acum? Vom nota. Din nou, notăm 2 la x egal cu t. Și vom obține următoarea ecuație. T minus 14 ori 1 supra t egal cu minus 5. Da? Deci observăm că avem t la numitor. Va trebui să scăpăm de t-ul la numitor și vom înmulți întreaga ecuație cu t. Și atunci înseamnă că fiecare termen se mulțește cu t. Deci t ori t va fi t la a doua minus... Aici, 1 pe t ori t, se simplifică t-ul, da? Se va simplifica și vom avea minus 14 egal cu minus 5 ori t. Observăm că, din nou, trebuie să obținem o ecuație de gradul 2 în t și ordonăm t la a doua pe minus 5t, îl trecem cu plus 5t și apoi mai avem pe minus 14 egal cu 0. Din nou, vom scrie coeficienții, a-ul este 1, B-ul este 5 și C-ul este minus 14. Și acum vom rezolva delta. Delta este B la a doua minus 4 AC. Vă scriu de fiecare dată formulele pentru a vi le reaminti. Va fi 5 la a doua minus 4 ori 1 ori minus 14. Deci va fi egal cu 25, minus cu minus va fi plus. 4 ori 14 va fi 56, deci 25 plus 56 vom obține 81. Iar de aici T1, 2 va fi egal cu minus B, adică minus 5 plus sau minus, haideți să scriem formula, minus B plus sau minus radical din delta supra 2 ori A. Adică minus B minus 5 plus sau minus radical din 81 supra 2 ori 1. Asta înseamnă minus 5 plus sau minus 9 supra 2. Deci rezultă T1, luăm prima dată cu plus, minus 5 plus 9 supra 2, care va fi minus 5 plus 9, 4 supra 2 și ne va da 2. Și T2 va fi minus 5 minus 9 supra 2,
care va fi minus 14 supra 2, va fi minus 7. Deci, din nou, nu ne oprim aici. Vom merge mai departe la notația noastră. 2 la x egal cu t. Și atunci rezultă. 2 la x egal cu 2, rezultă că x este egal cu 1. Și 2 la x egal cu minus 7, nu vom putea rezolva ecuația, deci ne rămâne ca singură soluție s egal cu 1. Haideți să mai vedem o ecuație. Deci 4 la puterea x plus 2 egal cu 2 la puterea x la a doua plus 5. Din nou, va trebui să transformăm la aceeași bază. Acum avem în partea dreaptă pasa 2 și în partea stângă pe 4 îl vom scrie ca 2 la a doua. Și atunci, în loc de 4 punem 2 la a doua și punem paranteză totul la puterea x plus 2, da? Egal cu 2 la puterea x la a doua plus 5. În partea stângă vom înmulți pe 2 cu fiecare termen. 2 la, 2 la puterea 2x plus 4 egal cu 2 la puterea x la 2 plus 5. Deci va trebui să egalăm puterile, pentru că am ajuns la aceeași bază. Și haideți să o punem prima dată x la 2 plus 5 egal cu 2x plus 4. Trecem totul în partea stângă cu semn schimbat și vom obține x la a doua. Acum îl trecem pe minus 2x și vom avea plus 5 minus 4, adică plus 1 egal cu 0. Și când vedem ecuația de forma x la a doua minus 2x plus 1, noi știm că putem să răstrângem ca x minus 1 la a doua egal cu 0. Și de aici x minus 1 egal cu 0, deci va rezulta că soluția noastră va fi x egal cu 1. Dar, pornind de la ecuația aceasta, dacă nu vă dați seama cum puteți restrânge, faceți delta. Și delta va fi de la 2, adică 4 minus 4. Deci delta ne va da 0. Și dacă delta avem 0, atunci înseamnă că x1 este egal cu x2, care ne vor da 1. Deci aplicăm formula cu delta și x1, x2, dacă nu ne dăm seama că formula o putem restrânge după a la a doua minus 2ab plus 1 egal cu a minus b, totul la a doua. Deci nu e nimic greșit în a face delta, a obține delta 0 și de aici rădăcinile egale. Haideți să vedem. Acum dacă avem 3 la puterea x plus 3 la minus x egal cu 10 supra 3. Din nou avem 3 la minus x. 3 la minus x îl vom putea scrie ca 1 supra 3 la puterea x. Și atunci vom avea 3 la x plus 1 supra 3 la x egal cu 10 supra 3. Din nou, notăm 3 la x egal cu t și vom obține următoarea ecuație. Deci vom obține 3 la x 3 la x îl notăm cu t, l-am notat cu t și atunci înlocuim t plus 1 supra t egal cu 10 supra 3. Observăm că avem doi numitori, t și 3, 3t. Haideți să înmulțim toată ecuația cu 3t pentru a scăpa de numitori. Și vom obține 3t la a doua, pentru că am înmulțit pe t cu 3t. Plus 1 supra t ori 3t se simplifică t-ul și vom obține doar 3, egal cu 10 supra 3 ori 3t. Observăm că se simplifică 3 cu 3 și vom obține doar 10t. Și ecuația se transformă în felul următor. 3t la a doua minus 10t plus 3 egal cu 0. Deci ecuație de gradul 2. Haideți să scriem cine este a. A-ul este 3. B-ul este minus 10 și C-ul este 3. Și de aici vom avea delta. B la a doua minus 4 AC și va fi egal cu minus 10 la a doua minus 4 ori 3 ori C ori 3. Și va fi 100 minus 4 ori 3, 12 ori 3, 36.
100 minus 36 va fi 64. Iar de aici vom face T1, 2, care va fi minus B plus sau minus radical din delta. Supra 2A va fi egal cu minus B minus minus 10 plus sau minus radical din 64 supra 2 ori 3. Și vom obține minus minus 10 va fi 10 plus sau minus 8 supra 6. Haideți să facem T1, care este 10 plus 8 supra 6, va fi egal cu 18 supra 6, adică cu 3, și T2 va fi 10 minus 8 pe 6, va fi 2 supra 6, se poate simplifica prin 3 și vom obține 1 pe 3. Și din nou precizez că nu este soluția finală, ne întoarcem la 3x egal cu 3, și de aici rezultă că x va fi egal cu 1, da? Pentru că dacă avem 3 simplu, înseamnă că este 3 la puterea 1 și 3 la x egal cu 1 supra 3. Deci de aici mai putem face un lucru, 3 la x egal cu 3 la minus 1. Deci am transformat din fracție și rezultă că x va fi egal cu minus 1. Și am obținut cele două valori. Haideți să le verificăm. Deci dacă le verificăm, deci în ecuația 3 la x plus 1 supra 3 la x egal cu 10 supra 3. Pentru x egal cu 1, rezultă 3 la 1 plus 1 supra 3 la 1, adică 3 plus 1 supra 3, aducem la același numitor și vom avea 9 plus 1 va fi 10 supra 3. Și îl verificăm și pe x egal cu minus 1 și vom avea 3 la minus 1 plus 1 supra 3 la minus 1. Ce observăm? Deci 3 la minus 1 se transformă în fracție, 1 pe 3 și plus 1 supra 3 la minus 1, am putea scrie 1 supra 1 pe 3 și vom obține 3. Deci vom avea 1 pe 3 plus 3, da? Deci invers. Și am obținut 10 supra 3. Deci vom putea scrie ca soluție finală minus 1 și 1. Și vom mai face ultimul exemplu. Deci dacă avem 9 la puterea x minus 4 ori 3 la x plus 3 egal cu 0. Deci observăm că avem 9 la x și 3 la x. Și vom putea scrie, în loc de 9 la x, vom putea scrie 3 la 2x. Da? Apoi continuăm cu minus 4 ori, în loc de 3 la x, îl lăsăm tot 3 la x deocamdată, și plus 3 egal cu 0. Și acum din nou facem notația. Notăm 3 la x egal cu t. Și vom obține t la a doua minus 4 ori t și plus 3. Deci obținem din nou delta, scriem coeficienții. A este 1, B este minus 4 și C este 3. Delta va fi egal cu minus 4 la a doua minus 4 ori t minus B la a doua minus 4AC. Haideți să scriem formula. B la a doua minus 4AC. Adică B la a doua este minus 4 la a doua minus 4 ori 1 ori 3. Și va fi egal cu 16 minus 12. Delta este 4. Și de aici din nou calculăm T1, 2, care este minus B plus sau minus radical din delta supra 2 ori A. Minus B este minus și minus 4 plus sau minus radical din 4 supra 2 ori A. Și va fi egal cu 4 plus sau minus 2 supra 2 ori A. Haideți să înlocuim aici 2 ori 1, care este 2. Deci dedesubt facem T1 egal cu 4 plus 2 supra 2. Deci de aici rezultă T va fi 6 supra 2, adică 3,
Și T2 va fi 4 minus 2 pe 2, adică 2 supra 2 egal cu 1. Și ne întoarcem la notația noastră. 3 la x egal cu 3 cu t. Și de aici rezultă 3 la x egal cu primul t, adică cu 3, și rezultă că x este 1 și 3 la x egal cu 1, deci de aici rezultă că x este 0. Pentru că 3 la puterea 0 ne va da 1. Deci vom obține ca soluție finală 0 și 1.